Zeci de mașini trase pe dreapta și tot atâți spectatori curioși care privesc de pe margine întrecerile de cai ce se desfășoară pe drumul județean care leagă Calafatul de Poiana Mare. Cei care fac astfel de întreceri sunt de regulă persoane de etnie romă din zonă. Mai mult decât atât, cursele se modernizează de la an la an, șaretele fiind urmate îndeaproape de mașini din care se filmează. Se pare că autoritățile locale știu de întrecerile periculoase și chiar l-au amenajat un spațiu special pentru desfășurarea acestora. La un moment dat au venit reprezentanții romilor care se ocupă cu aceste curse la mine pentru a-i ajuta să niveleze un drum ca să nu mai facă pe șosele. M-am dus și l-am amenajat undeva pe un drum agricol în afara orașului. Este un drum de pământ, am trecut cu grederul și l-am îndreptat. Dar probabil că fiind perioada asta cu vremea nefavorabilă, nu au mai putut să se ducă acolo și au făcut pe drumul județean, a declarat Lucian Ciobanu, primarul Calafatului. Legea prevede însă că participarea la întreceri ilegale pe drumurile publice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În urma apariției în spațiu public a imaginilor respective, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Calafat s-au autosesizat și au întocmit în această cauză un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. În prezent, polițiștii desfășoară cercetări în vederea identificării și tragerii la răspunderea persoanelor vinovate de săvârșirea acestor infracțiuni. Chiar și așa, se pare că nimeni și nimic nu poate sta în calea concurenților în lupta pentru supremație.